Un bărbat în vârstă de 52 de ani din comuna Ghiroiu, județul Vâlcea, a fost reținut pentru 24 de ore de către polițiștii din cadrul Poliției orașului Bumbeștișiu și introdus în centrul de reținere și arestare preventivă al IPJ Gorj. Acesta locuia fără forme legale pe raza comunei Turcinești și este acuzat că ar fi săvârșit infracțiunile de conducerea unui vehicul în perioada de suspendare a dreptului de a conduce și de către o persoană aflată sub influența alcoolului. Bărbatul și-ar fi bătut concubina în vârstă de 48 de ani din localitatea Turcinești, după care s-a urcat la volanul unui autoturism pe care l-a condus deși avea dreptul de a conduce suspendat. Oamenii legii l-au prins pe făptaș, iar în urma testării cu aparatul etilotest a reieșit o concentrație de 1,03 mg per litru alcool pur în aerul expirat. Polițiștii din Bumbeștișiu au reținut pentru 24 de ore și introdus în centrul de reținere și arestare preventivă al IPJ Gorj, un bărbat de 52 de ani din județul Vâlcea, bănuit de săvârșirea infracțiunilor de violență în familie și conducerea unui autovehicul în perioada de suspendare a acestui drept și sub influența alcoolului. Bărbatul urmează să fie prezentat parchetului de pe lângă judecătoria Târgu Jiu cu propunerile legale.